Mureșenii sunt așteptați la muzeu. Sâmbătă, 17 mai, se vor deschide majoritatea secțiilor Muzeului de Etnografie și Artă Populară Târgu Mureș. Programul conține târguri, expoziții, proiecții de film, ateliere, deschise până la ora 2 dimineața. În paralel, în Piața Teatrului, cei interesați vor putea vizita un târg al meșteșugarilor și se vor desfășura concerte în aer liber. Vor cânta Palibea, Night Losers, precum și orchestra Liceului de Artă din Târgu Mureș. În cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor, intrarea pentru adulți este de 5 lei, 3 lei pentru cei cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, iar familiile plătesc 10 lei. Să înceapă petrecerea! Sâmbătă, 17 mai, un club din centrul Reghinului organizează un party de zile mari. Muzică bună, oferte tentante de la bar și atmosferă incendiară sunt ingredientele perfecte pentru o petrecere de neuitat. De asemenea, pentru doamne și domnișoare se vor oferi cocktailuri gratuite din partea casei. Seara va cuprinde și filme din seria Sex and the City. Startul petrecerii se va da la ora 22 și se va încheia la ora 5 dimineața. Petrecerile se țin lanț. Tot sâmbătă, 17 mai, un club din centrul Reghinului va organiza un eveniment. Muzică pe ritmuri house, oferte tentante de la bar și atmosferă incendiară sunt ingredientele perfecte pentru ore de relaxare și distracție. Iubitorii de muzică bună vor avea șansa să-l asculte pe DJ Blaze. Petrecerea va începe la ora 22 și se va încheia în zorii zilei. Intrarea este liberă.